dimineața s-a trezit dulceața, înseamnă că planeta-și poate relua viața. Mica zgribulită în fișăluță. Hai, bună dimineața tuturor! În dimineața asta, trupa fără zahăr în studioul nostru. Să-i salutăm pe băieți, pe Bobby Dumitra și pe Bobo Burlăceanu. Bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața! Adevărații aducători de umor în muzica autohtonă. Hai mă, voi ați făcut treaba asta, ce? Să recunoaștem. Da. Voi ați adus stand-up-ul în muzică. Și faptul știi, că e, da, faptul că e o trupă cu tradiții, uite, se vede în momentul în care intri pe Google și scrii fără zahăr și da, primele 5 rezultate despre voi, după care, într-adevăr, vin farmaciile, deserturile fără zahăr, toate celelalte lucruri. Da, primele rezultate sunt despre voi. Asta e fain, într-adevăr, da. Made din Dorohoi. Chestia tare, într-adevăr, să scrii fără zahăr și să nu-ți dea alimente, ce trupă. O fi și din cauza că îmbătrânim. Da, da, da. Asta, nu știu, rămâne de văzut, că se muzica se adună informații bune, rele și fac bula să stea la suprafață. Ca... Deci povestea a început în Dorohoi și continuă acolo? Încă stați în Dorohoi? Nu, stăm în Iași, în Iași. Iași. Nu departe. Da, 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 da. Se câștigă bine din muzică, vezi? Da. Mi-am mutat, la Iași. La asfalt. Treaba e așa, foarte, foarte greu v-am agățat, ca să zic așa, să vă aducem la radio. Asta nu pentru că nu mai cântați, ci pentru că sunteți mereu plecați. Cântăm prea mult. Da, cântați prea mult. Ați fost aseară, ați avut cântare aici în București. Cum e? Foarte bine. Și a revenit lumea din pandemie. Da, da. Pandemia a avut efectul ăsta să crească o cerere și a fost nebunie peste vară. S-au organizat foarte multe evenimente, am avut foarte mult de umblat, multe concerte. Acum, în septembrie, evident, se mai schimbă, se liniștesc oamenii, se schimbă mentalul social, începe școala, se termină concediile, oamenii își reiau serviciul și se mobilizează altfel. Nu. Dar asta nu înseamnă că stați degeaba până la finalul anului. Da, seara a fost plină, au fost foarte mulți oameni și super suportiv. Adică au un feedback foarte bun și o energie foarte bună oamenii după concert. Ne întâlnim tot timpul cu oameni care vin și zic am crescut cu muzica voastră și ce mult am însemnat pentru ei. Chiar am crescut. Ei, eu v-am descoperit asta datorită fratelui meu care asculta în continuu muzica voastră. Da, serios. Păi, și știa pe de rost toate piesele voastre. 21 de ani de când ați pornit trupa. Cum ați rezistat așa mult timp? Că nu toate trupele rezistă în timp. Cred că n-au avut bani pe care să cere. Bună. Da, și eu mai remarc o treabă. Ați avut o migrație destul de ciudată de la mainstream, pentru că ați fost super cunoscut și difuzați pe canalele muzicale și acum mai degrabă sunteți pe nișă difuzați. Și uite, chiar o să vreau să vorbim un pic mai încolo. Vorbeam cu Bogdan Șerban de la Alt Radio despre voi și ne-am dat seama că la amândoi ne place muzica din piesa de teatru Pisici. Ah, ok. Poate dacă puteți să și cântați ceva. Dar mulțumim, până să ajungem acolo, ați fi dispuși să ne băgați ceva, să ne reamintim de flavorul fără zahăr? De odinioară? Ce așa greu? Ai, chiar atât. Eu să văd dacă o să scot un pic surpresul. Bobo, da. Flavor de odinioară. Ia. Yeah. De treci codri. De treci codri, de aramă, de departe vezi arzând fost acasă lui bunicu și pie la uzurlând. L-am rugat de atâtea ori să-mi dea actele pe casă, dar el nu vrut să mă asculte și-i țin ușa să nu iasă. M-a luat flama de cusare la căminul cultural. Când după o zi de coasă am mers cu mândra mea la bal, mi-a dat un unghil de țuică să-i dau mândra cu împrumut, că oricum eram primangă și n-aș fi putut. Zic, ajunge. E flavor, nu e un album. Nu înțeles ce înseamnă flavor. Bea, s-a furat momentul, ți-ai să aminte de când ascultam. Dar eu știu și eu pe de rost piesele. Atât de mult mi-a plăcut. Și acum că avem acest flavor, hai să auzim puțin fără zahăr din 2022. Tu înțelegi întrebările oamenilor ăsta? Sau ce? Ce toate nici noi nu ne înțelegem. Deci, să auzim în sensul că vreți să difuzați în sfârșit o piesă fără zahăr sau să vă cântăm noi ceva? Băi, aici la playlist e greu, că l-am pus șpagă. Cântăm ce vrem și se va crede că e în 2022. Da, așa e foarte bine. Exact. Și întrucât nu ne-am pregătit pentru asta, eu încep din chitară, tu dacă îți dai seama cânti piesa, dacă nu... Lele-i ceva.
duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. Îi tot un munte, dar e mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocos direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel? Hei, e weekend iar, de mic a fost un foarte mare temerar. Orașul ăsta aglomerat, m-a sufocat, m-a sufocat. Aud o voce cum mă cheamă, natura, mamă, din nou la ea mă cheamă, da. Mă cheamă mamă din balcon, că la amiază trebuie să dorm. Hai bine, dorm un ceas, apoi iau muntele la pas, apoi iau muntele la pas, cu gașca mea, brigada mea, băieții mei, golanii mei, prietenii mei, o bazez pe ei, da. Am doi prieteni nu prea buni, mie o știu clar, să facă plouă când îi suni. Mai facem un refren la matin. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. Îi tot un munte, dar e mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocos direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel? Ne dați voi să cântăm și strofa 2? Da, cum? Da, da. Dar nu singur, el e pufi. Pun încerca să-l atingi, dar nu fi prost, că mori fără rost. Nu e masiv, dar e agresiv. Mutilează trupul, protejează grupul, bagă în spaimă lupul. Pufi. Și acum voi flera pe lângă microfon ca să nu se strice capsula. Pufi e un fel de pechinez, jumate cu bișon maltez. Când ești la munte trebuie să știi, pot apărea intemperii, că așa-i natura, vine viitura, ești mâncat, ești terminat. Dar poți să vină și un taifun, cortul meu e cel mai bun, da. Cortul-i bun, dar plouă în el, e o piscină cu cățel. Știi care e problema, Bobo? Chitara este preluată direct de microfonul de voce și compresează peste compresie, peste compresie, deși chitara mea este foarte scumpă și foarte bună, stimați ascultători. Așa. Acum se aude aproape la fel de prost ca și vocea mea. Dar v-ați auzit foarte bine și refren. Ați fost și pe brief. Refren, Bogdana. Ah, stai puțin. Scui, okay. Refren. Bun. Refren. Refren. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. Bravo. Îi tot un munte, dar e mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocos direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel? Dar nu singur, el e pufi. Pun încerca să-l atingi, dar nu fi prost, că mori fără rost. Nu e masiv, dar e agresiv. Mutilează trupul, protejează grupul, bagă în spaimă lupul. Mi se pare că am cântat strofa asta, nu? Da. Pe unde trebuie să te hrănești, altfel nu supraviețuiești. Cu mâinile goale, vânezi animale cu mâinile goale. Hai, ursul, vin la tata, îți fac o schemă cu karata kata. Că eu nu prea mă tem de urși, acasă dorm cu doi de pluși. Am o coajă de banană, o pun capcană, o pun capcană să prind un cerb, că vreau să-l fierb și un iepuraș, să-l fac rântaș, ca așa-i la munte, carne crudă, apa-i rece, apa-i... Sunt Bobby Dumitraș, când ce strofe vreau, în ce ordine vreau. Vă salută lumea din Madrid, din Salzburg. Bună dimineața de la Târgoviște, bună dimineața. Multă lume pe Facebook aici, alături de voi. Vă ziceam că ați fost pe brief, ați zis și de... Au zis de mine, nu? Pare de mine. De bine, da. Zis, mai puțin de microfon, microfonul s-a supărat un pic, a zis că nu știu ce... Da, nu da. Captează, nu... Acum o ai zis că ai o chitară mai scumpă. E un super și... microfon de voce care atunci când îl pui să capteze, pe care îl pui să capteze și chitară cu aceeași reglaj, nu e vina lui. Poate are o problemă cu chitara, poate nu s-au înțeles între trecut. El face chitara poate... să vorbească, nu să se audă. Mai avem două versuri din cântec, ăla cu pachetul. Am un pachet de biscuiți și papânceță în osul ghiți. Și ultimul refren din cântece. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. Îi tot un munte, dar e mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocos direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel? Ziceți-ne...
Bea are un cățel, îl cheamă Joey, nu Puffy, dar mai lucrăm un pic la versuri. Dar există și Prințesa Polonica. O știți pe Prințesa Polonica? Nu. Se ocupă cu tot felul de lucruri de-astea de gătit. Se uită Sara, da. Urmărește. Da, și tu poți să urmărești. Așa. Face multe deserturi. În afară de munte, pe unde vă mai duceți ca să vă vadă lumea? Mai bun decât țapinarii, planeta Moldova, toată da, treaba asta. Da, și clar. E concurență mare și la voi, nu ușor. Să ajungem și noi, la un moment dat, la cântarea de aseară, nu n-am avut ocazia. Doar dacă ne întoarcem în timp, da. Apropo de țapinare, pe data de 3 noiembrie vom veni în București să cântăm din nou. Bine. Și va fi un concert combinat cu ei, se cheamă The Mufu Show, când ne întâlnim, și se va întâmpla la The Pub. Nu, cred că puteți. De ce? Ai voie să zici locație. Ai voie, ai voie. Aici e cu relaxare la noi. Deci unde? The Pub. Ok. Pe universității. Ok, pe 3 noiembrie. Pe 3 noiembrie și spectacolul Pisici se mai întâmplă? Da, da. Și dacă da, zim dacă este un spectacol la care poți veni cu un copil de 8 ani. Da. Muzica din spectacol o găsiți pe YouTube. E foarte faină, e foarte mișto, îmi place de Montanu Vasile. E preferatul meu. Ce tare. Și zim dacă putem ajunge să vedem spectacolul ăsta. Da, sunt multe cereri de pisici în București. Din păcate n-au ajuns încă. S-au plimbat un pic cu el în septembrie acum, că au început niște festivaluri de teatru și da, au fost pe la Alba Iulia, Târgu Jiu, Brăila, la Galați se duc acum. Dar care e povestea duminică acestui show? E un musical în adevăratul sens al cuvântului? Sau? Nu i-am zis musical, e un spectacol-concert, în sensul în care e un termen pe care eu l-am împrumutat de la Adamilea. La musical, din punctul meu de vedere, actorii doar interpretează și cântă din voce. Aici ei își fac și instrumentele. Aha. Adică, dar ce e un pic mai greu, nu? Da, aceiași actori cântă la chitară, la cajon, fac percuții, melodică, toate sunetele sunt produse de ei acolo în scenă. Dar fără zahăr, trupa a produs versurile, nu? Dacă știu bine. Da, Bobi a făcut versurile, eu am făcut muzica. E un spectacol care a ieșit în 2018 la Teatrul Municipal Matei Vișnec din Suceava. A avut foarte mare succes și de aia anul trecut ne-am întors și am făcut Pisici 2. Deci există două spectacole. Pe primul l-am pus și pe un disc. Există un CD audio, se găsește pe EMAG. Și bine, noi am stat acolo cu, că puteți să spuneți acum, nu ce pisicile, platformele de streaming, Spotify, pisicile merg foarte bine pe Instagram, pe Facebook. Merg bine și la YouTube. Da. Putem să și cântăm un pic, că suntem pe final de emisiune, să cântăm ceva de acolo. E greu? E mai greu? Eu nu știu să cânt din pisici. Dar din ce așa cântăm? Stau liniștit. Aș vrea să plecăm așa pe muzică. Vrei pe munte azi? Da. Nu tot pe munte. Altceva, ce mai cântăm? Câte minute mai avem? Mai avem 2 minute. 0-0. Ce poți cânta în 2 minute? Hai că la banii ăștia. Bun. Amintire cu Hamsei, strofa 1, intrăm direct în ea. E una. Tu zi, e una și adică tu cânti? E una. Cum o cheamă? Nina. Mă pui să iau de tonul fără să aud chitară înainte. Da, fii profesionist, ce naiba. Ce naiba? Dă-mi tonul. E una, Nina, ne-am cu vecina. Nu o știți. În toată ziua o plimbă soțul cu mașina. Parveni. Ba la cacica, ba la humor. Sorin. Și-mi povestește, le înflorește și eu mor. Ajutor. Deci prin urmare. Fără deci. Vreau răzbunare. Unde pleci? Mi-am luat familia și-am mers cu ei la mare. Depărtare. Să văd meduza. Mă tem. Și ca șalotul. N-avem. Și-ntâi de tăte să închid lunina potul. Cu cotul. Am mers la cușetă ca într-o rachetă. Ce fere. Intergalactica pe coadă de cometă. Întârzie. Și ascultați-mă ce spun, că CFR-ul e cel mai bun, că dimineața eram cu toți la Neptun. De când o cobor din tren, steluța-i tătă numai zen, pe spate roșii caracu, fața-i albă ca chișleacu, iar eu săracu, hey! Mă sâsi ca gânsacu, încercând să-i gonflez colacu. Bărbate, parcă am chicat într-o vrajă pe spate. Ce? Lângă tine pe plajă eu mă îngrop în seminții. Tu bei beri la chil, privești soarele ca pipești, ne prăjești. Cum tu? Subtil, de sară o să-mi pun o rochiță de vară. Nu cheltuie. Una foarte pestriță, ne plimbăm pe faleză. Ca la Bravo ai stil. Văleu, văleu și pune căciula la copil. La, 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 la.
Alo? Nina? Să-mi iau grădina. Și s-a ascuns Digi FM. Ei, mulțumim. Mulțumim mult. Totul live. Mulțumim fără zahăr. Foarte asta. Bun. Fii atent. The best MF in the world, scrie cineva pe Facebook. Și acum țineți-vă bine. Salutări din Dorohoi, un coleg de grădiniță. Ovidiu Bogdan Fecic. Salutări pe domnul Ovidiu Bogdan Fecic. Este salutări. Un simpatizant foarte activ al nostru. Probabil că ți-a fost ție coleg, eu n-am făcut grădiniță. Am încercat, mama, niciodată nu e prea târziu să știi. Poate recuperezi. În 1980 a vrut mama să mă duc la grădiniță. Era iarnă, era cumplit, eram pe o sanie, am căzut, a căzut mama. Incredibil, așa s-au încheiat studiile. Și a zis, mama, bă, nu ești pentru grădiniță făcut. E clar. Bobby, Bobo, mulțumim mult, vă mai așteptăm pe la noi că mai aveți drum prin București.